Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Tema emisiunii din seara aceasta este pe cât de oarecum pamfletară, pe atât de dureroasă pentru cei păgubiți, dacă în emisiunea anterioară am discutat într-o manieră generală despre cu ce vine nou, nou cod penal sau care sunt sincopele aceste legi, astăzi facem, așa cum spun studenții, seminarii. Nu mai facem teorie, facem seminarii și discutăm pe studiu de caz. Și pentru acest subiect, sigur că nu puteam să invit aici o altă persoană decât un bun profesionist, Uh, îi spun bună seara și bine a venit în cadrul emisiunii și mulțumesc pentru prezența dumnealui un vechi coleg și maestru de-al meu, domnul Victor Ioan Bleacu. Bună seara! Domnul Bleacu, <coughs> trebuie să vă spun așa că în viața de zi cu zi, în viața noastră profesională, sigur că nu-i spun decât maestre. Am avut doi maestri. Uh, este un om, iarăși, un om polivalent, fost cadru universitar, un fost procuror, actualmente avocat. Este un consilier, unul din consilierii Baroului Alba și cel mai important este consilier în cadrul Uniunii Naționale a Baroulor din România. Deci forul de conducere de la centru, cum se spune. Și în seara aceasta l-am chemat pentru că avem uh, niște subiecte de actualitate și vom discuta despre înșelăciune. Uh, de a și am ales această temă. Dacă nu deschizi bine ochii, deschizi cum se zice, larg punga. Sigur că n-am mai avut, doamna direcție, suficient spațiu, dar dezvolt eu mai mult. De ce spune? Pentru că sunt o sumedenie de păgubiți de așa zici binevoitori sau de un binevoitor și vrem să dezbatem pe larg pentru că s-au făcut niște plângeri cu privire la acea faptă, s-au dat niște soluții, unele plângeri deja sunt în curs de soluționare și să vedem dacă soluțiile sunt sau nu sunt bune și o să discutăm mai pe larg după materialul pe care rog regia să-l difuzeze. Și o să discutăm după aceea, o să revenim și o să spun telespectatorilor despre ce este vorba. În ultima perioadă, Alba Iulia a fost înbânzită de afișe scoase la Serox de un anume individ care se auto-intitulează Zugravul Casei Tale. Lipite de stâlpi, coșuri de gunoi lângă stații de autobuz sau temiri unde, aceste afișe oferă chipurile, servicii meseriașe de zugravit, montat parchet, faianțări, gresie, placări, rigips, montaj, instalații sanitare și electrice la cele mai mici prețuri. În final de ofertă este postat numărul de telefon unde se poate suna pentru eventualele servicii. Nimic neobișnuit până acum, dar haideți să vedem ce a pățit o familie de vârstnici amăgită de oferta individului cunoscut de Liviu și atât. Era trecut pe un stâlp și spunea acolo că dacă vreți să vă renovați casa... Ave, am, am dat telefonul cu numărul de pe afișul lui. A doua a zis, sau a zi zis, sunat la... Au și venit. Am făcut un contract de mână cu ștampilă, ne a ratat un -a contract cu un cod numeric personal, dar nu era al lui contractul ăla cred că era pe numele lui sau care cred că avea același nume. Și i-am luat și datele, a, loc om, și de apartament, că, că, Dacă ce? găsești într-un carnețel. Știu că chema Liviu. A, am scris acolo. Nu știu și mai cum. Cât v a luat în total? Total 200 și ceva. Peste 20.000 de lei a dat familia Ledrăr în avans acestui liviu, care le-a transformat casa într-un adevărat șantier și dus a fost. Ce lucrări a efectuat meseriașul, vă lăsăm să apreciați dumneavoastră. Cu șantier în casă și banii luați, vârstnici au plătit altă firmă să le pună ușile de termopan. În privința banilor dați, nu mai au nicio speranță și nici nu vor să facă vreo plângere la poliție sau să-l dea în judecată pe acest individ. S-au resemnat. Și n-ați încercat să faceți mic să mergeți la poliție? Să nu, n-au făcut nimic. Păi să au spus că a fost și pe la Cugier. Pe la și n-are ce să e... De de el, el, el nu ne văzut necunoscut, el nu apare ca firmă. Sugraful casei tale nu e la prima țeapă de acest gen. În urmă cu patru ani a închiriat de la o firmă niște utilaje, dar n-a plătit și a uitat să ducă înapoi un picamăr. Pe 13 iulie 2011 s-a făcut o plângere penală împotriva acestui personaj, dar ulterior a fost retrasă de administratorul firmei respective. Foarte probabil ca Liviu să fie extrem de alunecos și să inspire teamă, pentru că nu ne explicăm altfel cum de o altă victimă nu i-a reținut nici numele exact. M-a înșelat și tot ceea ce a spus N-a fost nimic adevărat Dar e firmă cu genul? <laughs> nu, nu există așa ceva Totul este o, o prefăcătorie și o minciună Am încercat să-l contactăm și noi telefonic Pe zugravul casei tale A răspuns o voce precaută, rezervată da. Bună ziua! Bună ziua! Uh, și respecte, am... Uh... Din Alba Iulia sunt, am văzut afișele dumneavoastră. Zugavul casei tale, nu? Da, spune-mi să Păi aș vrea și eu să iau niște informații de la dumneavoastră cu privire la lucrările pe care le faceți. Ziceți că efectuați lucrări la cele mai mici prețuri din orașul tău, ziceți asta aici. Ce înseamnă asta la un apartament cu două camere, de exemplu, zugăvit? Îmi pare rău de cumpărat în detaj la ce vorba și atunci vă spun exact. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți serios, că eu dau un ban, dar vreau să mi se facă o treabă ca lumea și în termen scurt. Da, da, am înțeles. Nu așa, de numai dacă vedem despre ce e vorba, spuneți acolo, la loc, acolo vedem ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, atunci nu pot da un termen, un preț. Da, bun, am înțeles. Sunteți persoană fizică sau aveți firmă? Persoană fizică. Persoană fizică. Bun, dar mă gândesc că luați bani avans sau totul la final? La final. La final se dau banii. Bun, și emiteți factură, nu? Chitanță, da. ce... Da. Bun, bine, spuneți-mi cum vă numiți ca să știu cu cine am vorbit. Cristi, am luat apoi drumul instituțiilor abilitate să clarifice situația individului, să-l tragă de mânecă. Prima dată am fost la Dorel Fiț, inspector șef în cadrul ITM Alba, întrucât auzisem de la familia Ledrar că zugravul cu pricina se folosea pentru lucrări de 3-4 oameni, mereu alții. Avem cunoștință și noi despre faptul că unele persoane fizice se constituie în echipe fără să fie autorizate pentru prestarea anumitor servicii, și desfășoară la persoane fizice lucrări de construcții, de montaj, de instalații etc. Încercăm în limita competențelor pe care le deținem împreună, cu sprijinul organelor e, jandarmeriei și a poliției să identificăm aceste cazuri și să luăm măsurile legale pentru utilizarea e, de persoane fără forme legale de angajare fost informați că în cazul infracțiunii de înșelăciune este nevoie de plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru a se demara încheta. În asta nu nevoie de o... În cazul infracțiunii de înșelăciune este nevoie de plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Pe scurt, atenție la cine dați bani și pe cine primiți în casă. Am revenit în studio, sigur, la prima vizualizare te apucă și râsul și plânsul, știi cum e? Râdem și glumim, dar dacă nu deschidem larg ochii, plătim și plângem la urmă. Domnul Bleacu, am în față, sigur, nu o să dăm nume, și alte plângeri cu privire la această persoană onorații, să nu zicem parchetari, organele de cercetare, de urmărire penală, au constatat că astfel de fapte nu sunt fapte penale. Au dat achitare pe actualul 16 litera B. Fapta nu este de legea penală sau lipsește, mă rog, vinovăția prevăzută de lege. Nu sunt probe, mă rog. Nu sunt probe. Suntem sau nu suntem în cazul de față când lucrurile și spunele spectatorilor că în urma acelui material s-au sesizat, au, mă rog, sesizat și alte persoane și au venit și ne-au spus pe adresa redacției de deci sunt mai mulți păgubiți. Care sunt în acea situație cu acei, acele persoane sărace, mă rog, sărace, săraci de ei, cum spun că sunt persoane aflate în, într-un impas, acum și financiar, pentru că mă gândesc că banii și au bonisit din pensiuța lor, care și așa era una modestă, ceea ce mi-a spus și reporterul. Suntem în prezența infracțiunii de înșelăciune, așa cum este prevăzută de actualul articol 244 din, din actualul cod penal. Pentru că ne-am avut o discuție anterior, a fost abrogat fostul 215, mă rog, acea înșelăciune în convenții. Acum nu se mai prevede textual înșelăciunea în convenții, spune clar, înșelăciunea este inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate scop de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust sau la articolul alineatul 2, înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase. E, cel puțin aici la alineatul 2, când, nu știu cum au conchis, am asigur, nu suntem în... mă rog, eu nu vreau să critic soluțiile date de parchet, pentru că am aici în față deja o soluție de neînceperea urmăririi penale față de acea persoană, pe considerentul că fapta nu e prevăzută de, de legea penală. Ar fi o simplă convenție civilă. Ei, dar cum a spus și domnul inspector șef, domne, ca să prestez a, astfel de servicii, trebuie să ai o calificare. Nu pot eu, avocat, să fac firmă de construcție, adică să și... Pot să o fac, dar nu să prestez eu acel serviciu, pentru că nu am calificarea necesară. Oare dacă ai prezentat ca și... Te-ai dat drept zugrav, deși să știe că tu nu ai calificarea necesară. Nu ne aflăm în prezența înșelăciunii. Problemele sunt mai complicate aici. Nu intru în amănuntele unor soluții date de către parchet. Persoana fizică autorizată, când obține avizul respectiv, trebuie să facă dovadă că este în meserie, zic eu. Corect. Ei, ce a zis domnul Fiți în legătură cu celelalte persoane care prestează activități, e vorba de muncă la negru, cum se zice, și răspunde, nu răspunde, îl prinde, nu îl prinde. Problema se pune aici cu înșelăciunea. Vedeți, înșelăciunea este infracțiune și contra patrimoniului și contra încrederii. Vechiul cod penal la 215 definea infracțiunea așa cum ați arătat-o, aceeași definiție aproape identică este nou cod penal. În vechiul cod penal era folos material injust, aici este folos patrimonial injust, cam tot pe acolo. -i. Problema se pune din mai multe puncte de vedere. Orice infracțiune, nu chiar orice infracțiune, dar sunt foarte multe infracțiuni care au la bază un raport juridic de drept civil. Înșelăciunea. Îmi cer scuze că interviu, mi se face semne de n-am apucat să spun telespectatorilor că dacă se află în astfel de situații, să sune la numărul de telefon afișat pe ecran, că deja mi se face semn că a sunat deja un telespectator și o să discutăm pe urmă, după aceea. Uh, se pare că legătura s-a pierdut între timp. Vă rog frumos atunci deci, să continuați, poate să revine sigur că da. Sunt multe infracțiuni care au la bază anumite raporturi juridice de drept civil. Încălcarea normelor ce reglementează aceste raporturi juridice duce la săvârșirea unor fapte penale. Că e înșelăciune, că e abuz de încredere, că e fraudă informatică, n are importanță. Ei, și aici, înșelăciunea cu atât mai mult. Trebuie să fie raportate la anumite raporturi de drept civil. În cazul prezentat astăzi, de către studiu, se pare că cetățeanul respectiv a angaja lucrări, încasa avansuri și nu mai făcea lucrarea. Dacă întreaga lui activitate este cercetată, și se ajunge la concluzia că de la început el n-a avut intenția să termine lucrarea, ci să încaseze o anumită sumă de bani și să se facă pierdut, este infracțiune. Dacă se ajunge la o concluzie că, datorită unor probleme economice, financiare, n-a mai putut termina lucrarea atunci se pune în discuție lipsa intenției de a înșela și într-adevăr atunci s-a raportat acea speță la o cauză civilă eu înțeleg acum chestia să demonstrez latura subiectivă a avut intenția da? directă și am discutat în afară că e discutabil directă și indirectă sau numai directă da. Dar spune alineatul 2. Prin folosirea de nume sau calități mincinoase. Adică dacă eu mă dau drept zugrav și n-am atestat de zugrav, n-ar trebui să am un atestat corespunzător. nu e înșelăciune da, da. din start. Este. Dar acum se mai pune o problemă. Eu intru așa de șpiru un patru. Eu am autorizație de persoană fizică autorizată. Mi-a fost dată cum mi-a fost dată. Dar eu mă bazez pe calitățile unor cetățeni, pe meseria lor de zugraf pe care îi angajez, chiar la negru. E, aici nu mai pot să spui că eu l-am înșelat pe respectivul cetățean pentru că aveam oamenii care sunt zugravi. Nu cunosc legea cu eliberarea acestor autorizații de persoane fizice autorizate, dar mă gândesc că mie ca avocat nu-mi dă persoană fizică autorizată ca strungar. Păi, Eu trebuie să fac dovada studiilor mele, nu? Mă gândesc că și la zugraf, și la strungar sau la constructor, el trebuie să facă dovada meseriei. Și dacă tu ești șofer pe tir și n-ai meseria de zugraf sau atestat de zugraf sau de constructor, eu cred că nu îi se va da autorizația de persoană fizică autorizată. Păi asta vrem să tragem atenția telespectatorilor, pe lângă că vede un cetățean care le pune în față un contract și o ștampilă, să ceară și o autorizație, ceva, un act care să ateste calificarea lui, așa Bine cum înțeles. noi avem legitimația de avocat. Da, păi de aia de a, de a sunt foarte mulți în, în aceste situații. Bun, dar așa cu privire la... Soluțiile acestea date în primă fază, acum sigur că au luat amplare și fenomenul ăsta deja are tendințe prolifice și probabil organele penale vor constata că dacă e amploare deja e chiar un, ră, un răufăcător, cum să zicem noi, uh, și poate vor da soluțiile ca. Atare. Dacă fenomenul e amploare prin multitudinea așa zișilor zugravi este una, dar dacă e amploare prin unicitatea subiectului activ, atunci se pune altfel problema. Așa să înțeleagă telespectatorul. Da, asta e și chestiunea. Sunt mai multe persoane sau, mă rog, părți vătămate și același suspect cum e catalogat, mă rog, cum era înainte, făptuitor mă rog, sau aceeași persoană, e același mai bine făptuitor. Și atunci, cum putem spune că ar fi o simplă convenție civilă sau, mă rog, de altă natură? Știți cum este? Că eu acum mai cunosc pe meseria și ăștia. Că am avut și o treabă cu ei de nu știu câte ori. Angajează lucrări și la un moment dat nu le mai pot face pe toate. Asta este un aspect. Și atunci, angajând aceste lucrări în ideea că le poți termina pe toate, eu zic că nu este infracțiune. A, corect, din motiv... Dacă angajezi o lucrare în ideea că iau niște avansuri cumpăr niște materiale, dispar cu ele, este înșelăciune. Vedeți, ziceați că în mai multe cazuri, sau numai într-un caz, n-am fost eu, n-am înțeles, asta. parchetul a dat soluție de clasare pe motiv că ar fi o simplă convenție civilă. Într-un caz, mă aflam în sală la Curtea de Apel, un individ trimis în judecată pentru înșelăciune, tot persoană fizică autorizată a luat multe, multe avansuri și așa mai departe, nu știu, și materiale să izoleze niște blocuri. N-am fost atent la justificarea lui. Dar el fusese în prima instanță condamnat pentru înșelăciune și am avut impresia, sau am impresia că așa a rămas soluția. De se poate problema este în a dovedi abinițio sau că era vinițio de la început intenția de fraudare a mă rog, acelui cu probleme de construcții. Și iarăși revenim. Ce am discutat noi s-ar circumscrie aliniatului 1. Dar la aliniatul 2, repe și de -aia vreau să atragem, că asta a și fost scopul, să deschidem larg ochii telespectatorilor ca la rândul lor să fie în îndeplină cunoștință de cauză când angajează astfel de lucrări să ceară acel atestat, mă rog. Da, bineînțeles. Că... Pentru că și noi suntem, avem profesie liberală și ne avem, multă lume crede că legitimația o are doar angajatul statului. Nu e adevărat. Fiecare profesie liberală are un document justificativ, așa cum avem și noi acea, acum avem acel card, sigur. Și de aici se întâmplă ce se întâmplă. Dar e greu, sigur că e greu să demonstrez că a avut de la început intenția să înșele pe cineva. E greu să intri factorul ăsta intențional, să-l demonstrezi, să intri în conștiința omului. Dar dacă ea amploare această faptă să repet, are repercusiuni cu privire la mai multe persoane. Mai putem spune că sunt simple convenții? Nu, astea sunt niște indicii pentru a concluziona că de fapt el de la început a avut intenții de a înșela pe respectivii. Dacă ai mulți, mulți și la mulți s-au întâmplat aceste lucruri, că n-au făcut lucrările, nu le-au terminat sau așa mai departe. Vedeți, am înțeles dintr-o cauză pe care mi-ați prezentat-o, Că a angajat lucrarea, n-a făcut aproape nimic și după aia a dispărut, nu știu, prin ce oraș. Nu că n-a făcut nimic, mai tare a stricat. a, mă -a rog, a, deteriorat. a stricat, a mai luat pe legi avanse încă niște sume și a dispărut, nu a dispărut, dar a plecat într oraș motivând care are lucrări acolo. Acum, și dacă... a luat și materialele. Da. Aici e o problemă. Dacă a luat și materialele, e clară fapta. Păi, nu mai putem vorbi. Putem păi are vorbi o problemă că zice că materialul l-a luat cu banii dați de el și banul e un bun consumptibil și este păi, o teorie ba cu bani. luat cu banii lui. Dar banii lui erau proveniți din avansul ăsta. Și aici sunt discuții. N-are rost să intrăm în amănunt. amănunte juridice. Fiecare speț are caracteristică ei. Deci nu se care... discută. Problema este ce, ce fac oamenii vedeți un afiș de genul ăsta, zugrav ieftin sau cele mai mici prețuri puse în oraș, deci ar trebui să dea de gândit, pentru că un meseriaș bun, de fapt ca și un avocat bun, merge din om în om. Sigur. Bă, am avut zugraf pe ăla, lucrează bine, lucrează ieftin sau mă rog. Sigur că cum ai lucrează? referințe, clar că nu vine cineva. Așa, știți? și ne-am avut construcții și sigur dacă am avut referințe despre o persoană, nu l-am legitimat, nu l-am pus să văd ce face, am mers pe bună încredere însă. Când vezi un afiș și nu cunoști persoana, sigur că trebuie să iei toate măsurile de precauție și nu să dai... O, dai treptat, bun, atâtea primele materiale, cam cât costă, atât, nu? Cum a dat vieți oameni 200 de milioane lei vechi, parcă Da, am 220 am înțeles. Foarte, foarte mult, dintr-o amărâtă de pensiuță. Din experiența mea, nu proprie, dar din experiența de zi cu zi. Nu trebuie să le dai o sumă mare drept avans. Le dai un avans ca să știi că îți vine și după restul de bani și cel mai simplu oamenii să-și cumpere ei materialele. Corect. Atunci, ziceți. Atunci ai o siguranță. No, acum să revenim iară la înșelăciunea asta, care Așa. văd că preocupă pe oameni și. Și chiar rog spectatorii să sune dacă sunt în situații similare, nu neapărat cu Zugrav. O să prezentăm, dacă ne permite timp, și un alt material legat de anumite construcții, de blocuri. Și o să discutăm pe larg după aceea. Dar rog telespectatorii care se regăsesc în astfel de situații să sune la numărul de telefon afișat pe ecran și să cercăm să dăm o soluție practică. Și acum vă rog să reveniți. Vă rog. Vedeți, parchetul a dat o soluție de clasare. Dar sunt convins că n-a adâncit cercetarea, urmărirea penală. Am mers pe ideea că odată o declarație o știți, n-am avut probleme financiare sau trebuie să fac altă lucrare, dar dacă adânceau cercetarea penală și încercau să constate că ceea ce spune acel zugrav este sau nu adevărat, probabil alta era soluția. Pe declarația lui și a părții vătămate nu poți da o soluție adevărată. Și când am zis adevărat, am zis tot. Am înțeles. E, problema este că cam 99,9% din astfel de persoane, zic eu așa, niciodată nu zic 0% sau 100%, sunt insolvabile. Și să-i condamne și să-i oblige instanța să dea banii înapoi, când îi cauți cum se zice, nu. la buzunar, n-au nimic pe ei. N-au avere, deci n-au niciun patrimoniu. Și, din start, ce am sesizat e prima dată când văd o persoană fizică autorizată că este vorba de un PFA cu un pseudonim. Până acum am PFA-ul purta numele și prenumele titularului. Și prima dată, probabil, mai sunt în practică. Eu nu m-am întâlnit cu astfel de situații. Are un pseudonim. Lucius, parcă, sau Livius, Livius. Livius, exact, nume de Sorginte Latină. Aici, la televizor, am înțeles că s-a dat drept Cristi. Ai drept, n-a vrut să-și dezvăluie, dar normal pe ștampilă, Liviu, de fapt, am văzut că este prenumele. Singurul aspect inovator cu ce vine legiuitorul cu privire la această înșelăciune că îi dă posibilitatea să se împace cu părțile da. ca să scape de pedeapsă însă bănuiesc că în urma soluției date a prins mai tare nu. aripi această persoană uh, această Aici vreau soluție să zic, a prins curaj. dată de parchet de clasare uh, n-a închis cauza ci respectivul cetățean așa zis înșelat că trebuie asta să zic așa zis înșelat că este soluția de clasare da, să are posibilitatea să-l dea în judecată pe cale civilă Corect. să obțină banii Și aici e ai problema cu spunem. insolvențele asta e drept să știe păstora. telespectatorii că o astfel de acțiune poate fi promovată doar în interiorul termenului de prescripție de, mă rog, de 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 3 3 ani. extintivă cum de altfel și plângerile la formulate, la, mă rog, infracțiunile pentru care acțiunea penală se pune mișcare la plângerea prearabilă, pot să le facă doar într-un termen de fit de legiuitor care a crescut de la două luni actualmente la trei luni. Vedeți, uh... de la data săvârșirii fapte, bineînțeles. Doamna de la poliție, zic eu că a greșit. Înșelăciunea se uh, urmărește și din oficiu normal, că și noi am avut dar o discuție pe Dar părțile se pot împăca. Sigur, împăcarea este prevăzută expres, pentru că unde nu prevede legiuitorul, cum? Dacă legea nu distinge, nimeni nu poate să distingă, nu? Da. Așa am învățat noi. Nu mă știți, avea și ea de fapt o dreptate, că n-au ei de unde să știe. Corect. Câți excroci sunt în țara asta? Și, din păcate, mai sunt. Sunt sunt, mai sunt, sunt și sunt și la nivel înalt și. Da, ne oprim sigur, între... la număr. Ne oprim, mai sunt. Bine, deci, după dumneavoastră, ca și. Acum, vedeți dumneavoastră din, din ambele perspective, și a procurorului, fiind de formație procuror, și și din prin prisma avocatului. Vedeți, prezentați uh, într-o manieră echidistantă oarecum din și, de -am prisma, și ales să veniți. Din prisma procurorului pot să spun așa. Fă cercetări amănunțite și îți vei da seama de intenția de la început. Din punctul de vedere al avocatului pot să zic, domnule, la apăr pe excroc. Uite cum se pun problema. Dar tot avocat pot să-l apăr pe partea vătămată. Pun altfel problema. Dar realitatea este asta. În aceste cazuri care sunt dificil de soluționat cu un adevăr, trebuie să faci cercetări amenințite și vă spun de ce. Diferența dintre raportul juridic de drept civil sau de drept comercial, depinde, și raportul juridic de drept penal, deci dintre o convenție și o infracțiune, este atât de mică, o linie atât de subțire și diluată este încât orice procuror poate să dea o soluție pe care o consideră el adevărată. Dacă o dă cu clasare, o consideră adevărată. Dacă o dă cu trimitere în judecată, o consideră tot adevărată. Dar la trimiterea în judecată mai este un hop. Instanța. Exact. Și din experiența mea, veche, am ani mulți în procuratură, decât să trimiți în judecată și să ai achitare, mai bine dai o clasare. Și atunci această clasare poate fi atăcată fie de către partea nemulțumită, fie poate să fie infirmată de către organul ierarhii superior. Dar o achitare cam, cam greu mai... O mai scoți cumva. Și nu e bine. În primul rând, pentru actul de justiție ca tare, și pentru omul respectiv, trimis în judecată și achitat după un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci ar fi o pată neagră după aceea pentru organele de urmărire penală? Domnul Sima, pe vremea, acum am și eu o vârstă, îmi pot permite să zic pe vremea noastră, la o achitare te chema la procurorul general și te ținea 5-6 în anticameră și după aia ori îți dădea drum, ori te freca 5 minute. Dar la a doua chitare sau la a treia te dădea afară dacă nu-ți dădeai tu demisia. Și cum se punea problema? Cum ai îndrăznit să trimiți în judecat un om nevinovat? Acum? Ia uitați-vă la DNA cât are 10% și ceva achitări. E groaznic de. E groaznic de mare acest coeficient al achitărilor. Și cam atâta prejudiciu, apropo de acel 10%, cam atâta prejudiciu recuperat. Păi acum eu nu știu dacă e treaba parchetului să recupereze ba prejudicii. Nu, de stat, de stat, mă uh, se proces, trimite, se trimite în judecată fără, nu știu, eu zic că avem niște creatori de drept unde a la București care creează dreptul pe lângă lege. De-aia sunt atâtea achitări. Eu nu înțeleg achitările astea multe. Păi eu știu că când se elaborează o astfel de lege, pe lângă politicieni, mă rog, cu pregătire juridică, vin și profesori de drept, niște somități în domeniu. Da, domnul Petrică. somități în drept. Sau teorie, Ia un codul ăsta penal și codul de procedură penală de un an de zile. Câte Ce? excepții de neconstituționalitate s-au dat? Câte Decizii în interpretarea unor dispoziții legale odată în alta curte de casație. Păi, și cât de greu a fost implementat din 2009 până în 2014? Nu. Și, și tot cu greșel, tot cu sincope. Bineînțeles. Bineînțeles. Dar n-a sesizat o chestiune. Cazurile mediatizate, așa, de, de sigur, de mass media, așa zis, a patra putere, dacă câteodată poate e prima putere în, în stat. Sunt uh, mult mai uh, atent uh, urmărite de organele penale. Dosarele da. foarte atent studiate, foarte bine argumentate, față de astea care nu se prea știe de ele. Oare de ce? Acum, Cuma, a... Când ai presiune nu. asupra ta, când stai cu sabia lui Damocles deasupra capului? Acum, așa aici, a... sunt segmente sau căi de discutat. De de exemplu, Antena 3, de ani de zile au spus niște lucruri. Nu i-o băga nimeni în seamă. Acum, tot ce au spus ăștia de la Antena 3, e pe, pe tavă, la parchet. În alte cazuri, se face un pic de scandal în presă sau așa și imediat se iau măsuri. Vedeți, astăzi mă uitam că, nu știu, un filiață care a o aruncat-o pe bătrâna aia lângă mașină când a fost Madame Udrea. Dacă nu era <coughs> presa și televiziunea, nu se întâmpla nimic. Dar și-au luat doi ani și ceva, bine, cu ceva revocări din urmă. Sau recidive cu actualul curs, mă rog. Dar nu prea făcut nimic omul. Deci, câteodată și presa strică. Că îi ambiționează, nu ambiționează, nu vorbesc prostii, îi, îi determină pe procurori să ia măsuri sau pe polițiști repede, repede. Și totdeauna graba strică treaba. Ai drept. Asta este. Ai realitatea. Ai drept. În schimb, sunt alte dosare, sigur, a unor persoane publice, nu mai, nu mai vorbesc de politicieni acum, că după o să creadă cineva că am ceva anume cu tagma aceasta, -avem care pf, au stat ani de zile. Până a ajuns unele fapte să se prescrie și, mă rog, au ieșit elegant unii din situație. Vedeți? Întrebarea retorică. De ce oare? Și eu știu eu răspunsul, și dumneavoastră știți răspunsul și știe încă jumate din țară. Păi și nu ar trebui să luăm, cum e vorba român, cine fura un nou, mâine va fura un bou. Păi dacă tot permitem, 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 păi ce dar știți, apropo de asta, știți cum se zice? Cine furaz un ou, e un bou. <laughs> e un bou? <laughs> deci, <laughs> nu, acum râdem și glumim, dar problema e destul de complicată. Și cu dosarele mari de la instanțele superioare, mă rog, parchete și instanțe, și și cu situația efectivă a ceea ce s-a întâmplat când s-au produs acele așa zise infracțiuni și ce urmări au avut acele așa zise infracțiuni. Vedeți, noi tot discutăm de zeci de milioane luate, nu știu, mită, împrumuturi și așa mai departe. Și aici să pun atât de multe probleme, domnul Sima. Păi, dacă Madame Udrea o luat un împrumut într-o zi, dar l-a luat legal. Ce treabă are parchetul că nu l-a luat în 5 luni cum o luat alții? Dacă n-ai o dovadă că acea zi, timpul ăla de o zi, este urmarea unei alte fapte penale. Deci fără să vrem, atingem iarăși tangențial sfera politicii. Păi da, pentru că nu este, nu este o, o linie o aceeași linie pentru toate cauzele. La nivel mic, s-arestează într-o veselie de numă numai. Iar la nivel sus, Contro-judiciar, arest la domiciliu, bani mic, bani mic. Și aici s-arestează că l-au prins pe unul cu 4.000 de pachete de țigări și s arestat. Ați mai auzit ceva, de Vidianu? Eu nu am mai auzit. A. Acum ai pe Felii, cum se zice, la noi în România, Utrea și Băsescu. Dar, rest. Poate la fel se va întâmpla și cu ei. A bine. Da, că vine o altă problemă. Sigur, și... altele și altele. Dar, când tu ești învinuit de de mii de milioane, de trafic de influență, de infracțiuni, de abuz în serviciu de milioane și nu ești arestat. Se pune o problemă. Recunosc starea de areze se sare de excepție și în afară de violență a teroriști și alte minuni, n-ar trebui să fie arestat. Și o faci ori îl prins pe un flagrant, o faci atunci în perioada imediat să vă știi și nu, îl cu prins cu țigări în anul trecut, în toamnă și tu l-arestezi acum în primăvară. Exact. Deci nu se aplică legea. Eu nu zic că se aplică prost. Nu se aplică unitar. Nu ai o normă de conduită. Bine, nu-ți trebuie normă de conduită la așa ceva, că judecătorul și procurorul și apoi judecătorul sunt stăpâni pe, pe legea pe care o aplică. Dar, totuși, o, o nu știu, o practică, măi, nu are arestăm pentru orice. Și. Patru miniștri, eu cu urechile mele, i-am auzit zicând: Ministrii de Justiție, arestarea este o excepție în desfășurarea procesului penal. Corect. Da, a devenit regulă. Și ca o concluzie pentru acele persoane păgubite, raportate la astfel de, de fapte, ce să facă? Eu aș Cetezi. face în felul următor. Plângere penală la poliție sau la parchet, depinde. Azi, una mâne alta, vine altul, vine altul, vine altul și dacă toate se referă cam la aceeași persoană, așa cum am spus mai înainte, astea sunt indicii că de fapt el e excroc. <laughs> românește, exact. Și ca să preîntâmpine săvârșirea de astfel ce de fapte... Spus, relații, mai exact. bine, îi... sigur, să iei de la prieten să ai niște referințe. Că și o legitimație, acum așa, legitimația se falsifică. Apropo, sunt... Am nu vreau să-i bag pe toți în oală, dar eu știu persoane care au fost păgubite și s-a demonstrat, au fost escrocate. Acei, acele persoane ale, de la anumită fundație care vin cu poza unui copil oh, cu un diagnostic și cer bani să meargă copilul la tratament și în groază de oameni. Și bine, lumea este, este credulă. Suntem foarte creduli. Și o demonstrează acele jocuri de noroc. A, nu ne-am nici și în prezent mai sunt și nu ne... Nu ne... Nu învățăm Vrezi lecția. Miller. Ai drept. Când problema este așa. Da, dacă are nevoie. Corect. Și eu nu-i dau. Ce zici? Păcatul lui nu-i păcatul meu. Era, Era drept. o Casă. mică paranteză. Veneam de la București acum vreo 20 de ani. Nu, în perioada revoluției cu anchetele, vineam da, acasă din două, două, săptămâni, da. Ca să spunem telespectatorii, a fost procuror de anchetă la, la da. Revoluție. Și m-am nimerit cu trei parlamentari din Maramure, din uh, județul Mureș. Și vine un călugăr la 40 și ceva de ani cu din aia, vă rog să ajutați construirea mănăstirii sau bisericii din localitatea cu tare județul Bacău bun Mai da unul din parlamentare de mureș era din satul ăla ce din Moldova păi ce l-o lua pe ăsta face bă asta e gata de vreo 10 ani mă. <laughs> Na. deci ăștia suntem noi mi-e milă suntem creduli nu știu din păcate, da, așa cum am spus, nu ne învățăm minte, nu învățăm lecția, dar cel puțin încercăm noi aici, în cadrul emisiunii, să tragem un semnal de alarmă și să încercăm să le deschidem larg ochii telespectatorilor, să încerce să preîntâmpine astfel de fapte pe cât posibil. Și să angajeze o persoană care, repet, are referințe de la cunoscut și Așa știe ai. că e un bun profesionist. Nu trebuie, că și eu, legitimația, am spus și ea, se falsifică. Dacă se e luată adică de mai intră de atunci băn, sub incidența a, bă, o și altor foaie. infracțiuni, poate atunci determinăm organele de anchetă, Domnule, bun, nu intenția, dacă îți prezintă prezint o legitimație falsă și o demonstrez, Aia deja, gata. A, deja nu mai putem. Nu mai spune. Cel puțin, ajută cumva. Uh, rog Rogricia, dacă este pregătită pentru un alt material, e vorba de un caz mai vechi, dar pe cât de vechi, pe atâta de, de, actual, cum se spune, pentru că s-au mai regăsit și alții în astfel de situații și iarăși o să discutăm pe urmă. Dacă este pregătită, va juca. După o perioadă extraordinară de la începutul anilor 2000, când blocurile își făceau apariția în oraș ca și ciupercile după ploaie, fiind vândute chiar înainte de a fi terminate, în 2012 industria imobiliară este la pământ. Acest ansamblu de locuințe trebuia finalizat încă din vara anului trecut. Din păcate, firma care se ocupa de această construcție a părăsit șantierul chiar de anul trecut și a intrat în insolvență în noiembrie 2011. Copiii în 2008 li s-au promis că face un bloc de locuințe pentru copii și copiii fiind plecați în Spania, au zis că până strâng toți banii ca să-i să iei aici. Și între timp copilul a dat un avans de 33.000 de euro pe considerentul că îl face și când gata blocul dă și diferența. În 2011 trebuia să-l Și uitați-vă și că nici în ziua de astăzi nu l-o găta și nici nu se mai lucrează și nici nu ne mai răspunde patronii nici la telefoane. Să ne spună ori îl gata, ori nu îl mai gata, că nu mai știu ce, cum să procedăm cei mai afectați de acest lucru sunt proprietarii acestor apartamente. Unii dintre ei au achitat deja un avans care se ridică la jumătate din valoarea imobilului, iar acum s-au trezit cu banii dați și fără case. Am început în 2007, care mi-au promis un apartament încetat în curte la și într-un final nu mi-a mai dat acolo, a spus când da aici. Și mi a făcut alt contract, contractul a expirat în 2011 sau 2010 și nici în zi de astăzi nu... N-am rezolvat nimic. Am revenit iarăși în studio. Avem un caz pe cât de deosebit, însă eu consider pe atâta de... Intră sub incidența oarecum tot acelui text de lege. Da. Aici ne-am aflat în prezența, nu vreau să dam nume, e un caz mai vechi, lumea știe din Alba, Iulia, unde sunt acele blocuri, o parte deja a început să facă niște lucruri, oricum firma a fost în insolvență, cred că a fi preluat altcineva, nu știu acum a situația, dar așa cu titlul de exemplu. Ce facem în astfel de cazuri? E mai greu decât cu zugravul nostru fără Bă, autorizație. Cu păi sigur că da. Păi și aici sunt iarăși multe segmente de discutat. Dacă tu iei bani să faci un bloc dar tu n-ai încă plan urbanistic, n-ai proprietatea terenului, n-ai nimic după mine e clar că e înșelăciune. Și mai și dispar din țară. Exact, avem un caz. Dacă ai luat pentru 5-6 șase, -șase blocuri și ai gătat unul și cu restul ai terminat, în mod cert că ai vrut să aburești cu acel bloc și cu restul să, să dispari. Ei, da astfel de persoane, și dumneavoastră să și știți despre cine e vorba și sigur că nu dăm nume, nu au fost sancționate penal. Și avem chiar acum un caz, că de am și ales cu alta astfel de antreprenor care a fost achitat. Vedeți, o fi fost achitat tot pe ideea pe care am lansat, am zis-o eu la zugravul nostru. O fi intrat într-un impas economic, -o, financiar, Vă veni criza economică, criza da. imobiliară, nu poți să știi. Blea, probabil că dacă el a fost achitat, probabil că la urmărire penală s a făcut cercetări cât Ei, de cât ca lumea. Sigur că n-a fost altfel Și probabil instanța au considerat că, în ciuda celor cercetări, fapta n-ar constitui infracțiune, ce ar fi probabil tot o problemă de raporturi comerciale sau civile. Ce spuneam noi anterior emisiunii, domnul Bleahu? Când îți faci o casă, nu îți faci un buget? Ba da? Ba da? da, da. Băi omule, măr, costan roșu, numai nu te te apuci aotic și poate zici că nu mai ai banii să pui acoperișul. Ridici primul nivel și nu mai poți să faci acoperișul și stai să ploaie să drâme la loc. Nu cred că cineva ar face așa ceva. Da, da, vedeți, un cum spune românul, citav la cap. Vedeți că în, în acest domeniu, al construcțiilor masive. Nu mai poți să faci același calcul. Am 50 de milioane placa și acoperiș, nu. Aici tu ești legat de alte afaceri comerciale ale altora. Cumperi de la ei, vinzi mai departe, îți faci un plan. Dar dacă acest plan e făcut în dorul Lelii. Fiasco total, cum îți făcute unele legi în dorul Eli. Fiasco asta total. E criticabil. Ei, deci Bine, știți cum e treaba un antreprenor. Un om de afaceri serios, așa face, cum ați zis. Dacă să te rinde. Riscul E undeva, zic eu, mai la sfârșit. Dar ăștia bagă riscul în față și lască că dacă, păi, dacă, dacă e bine, dacă pot. Ei, pe păi domnul Bleacu, el ia, el ia niște bani de la persoane, a contractat, a, vânt, a, contractat lucrarea, a luat, să zic, 30 sau 35 de mii de euro și la final îi mai dădea omul nu știu cât. El și-a luat banii de la nu că zici că iau din alte afaceri și investești da. și palevând, și vine da. criza și nu le mai pot vinde. Deci banii, banii aceia trebuiau să fie folosiți păi, pentru ce au fost în casă. Păi eu ce zic? Nu să zici datorii... Păi tocmai da. că lua banii de aici și da. îi folosiți în altă parte. Știu. Și atunci putem spune că nu e în vorba de înșelăciune? De rea credință? De rea credință. A, de rea credință. De rea credință. Pentru că Legea zice, legea civilă. Convențiile trebuie să fie îndeplinite cu bună credință. Hai să mergem Și mai întocmai. departe, domnul Bleac. În urma cercetării se demonstrează că nici înainte, nici după, tu n-ai avut nimic. Era o persoană insolvabilă. Înșelăciune totală. Atunci, nu putem spune de, de ba, da, credință? Atunci da. Păi tocmai că persoana păi... respectivă n-avea nimic. Nu știu, Nici eu nu cunosc din auzite, păi vă spun dar un, eu. un prieten de al meu O fost înșelat clar Clar, clar, clar Și o zis că e terenul lui, că nu știu ce, că nu știu cum și nici pomeneală. Terenul era revendicat de altcineva Și mai. atunci un sfatele spectatorilor ca să preîntâmpine astfel de situații Să-și cumpere apartamente, gata, făcut <laughs> Și cine Bun. vrea să fie dezvoltator imobiliar să-și facă rost de bani, să, să facă, facă apartamentele și pe -aia să le vândă. Am înțeles. Acum am face o reclamă negativă și un persoane, un antreprenor de bună credință. Nu, nu. Care am în... Păi nu. Păi sunt care au mai... Așa au... și au... au derulat afacerea, au a luat în avans niște bani și au, și -au întrebat Ce dar să facă populația, Acum Acum e -i să mea. lumea că îi băgăm pe toți în nu, 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 că... nu, 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 mai nu. sunt și oameni, nu. dar din păcate tot mai rari. Sunt acei antreprenori de bună credință. Care îți iau banul și îți fac ce ți-au promis. Multă lume... pe de nu nu, nu, nu înțeleg eu cum justific el. Știți, Suntem în impas economic. În impas financiar. sunt. Ăia care au bani și sunt în blocul 300 undeva. Ăia-s de bună credință. Dar pe nu unul așa. din ăsta nu-l vedeți în nici în topul județului. Deci tot așa... Bun. Dar să zicem. A construit un asamblu de blocuri sau cum ziceți se un bloc și la al doilea, la al treilea, al patrulea deja e acea situație. Ăsta e, ce cum cost... am vorbit, indiciu că e înșelăciune. Vedeți? Dar niciunul n-a fost condamnat pentru înșelăciune. Și acum vă spun din prisma organului de anchetă, Unde ar fi trebuit să cerceteze mai minuțios organul de cercetare Domnule, sau organul pe de urmărire? Tic, pe eu când erai student îți spuneam ce să faci. <laughs> acum nu dai o lecție Pai... domnilor procurori Păi, părerea dumneavoastră, nu să dați lecții. Așa că o părere. Părerea mea, stel... mea ar trebui să fie luat din momentul contractării în spate cu un an de zile situația economică că... financiară, ce au făcut, ce nu au făcut. Și după asta stai de povești, băi, tu în ziua când ai luat 100.000 de euro de la doi să le faci un apartament, tu nu prea aveai nimic. Ce ai făcut cu banii? De ce ai dirijat în alte... Sau cum sau a zis. De justifici. De, de ce ai folosit în e altă juca parte? La jocuri Știți de noroc, un, să zic. Ăștia cu evaziunea, cu reținerea la sursă. Păi măi omule, dacă tu i-ai reținut la om niște bani, impozit, CAS, ce, mă rog, tu a trebuia să-i duci imediat unde trebuie. Nu să-ți plătești niște datorii când vine de la altul niște bani Așa și ei. Domnule, eu sunt constructor, dezvoltator de imobiliare, nu știu cum e expresia. Ei, am luat banii ăștia, nu au banii ăștia, îi bag în bloc. Exact, eu nu înțeleg. Tot scot în față, a venit criza și imobiliară. nu iau bani. Asta e părerea mea. Nu iau bani de la 4-5-5 în ideea că peste încă 5 luni mai vin încă 7 ca să am numărul de apartamente nu. Iau banii de la toți deodată, când îți 15 în bloc de 15 apartamente, nu, atunci mă apuc de treabă. Și pentru că ora de seminariu s-a apropiat de final, mi se face semne din regie, așa că o concluzie, aici sigur eu și telespectatorii se ce ne erijăm în studenții dumneavoastră și dumneavoastră în domnul cadru didactic. Uh, față de vechiul cod penal, față de vechiul articol 215, actualul, 244, care a preluat înșelăciunea în forma asta, e mai bun sau nu e mai bun? Păi e categoric mai bun. Vedeți? Cu ce, cu ce mai bun? În primul rând, pe cu toate, pedepsele. Că sunt mai blânde. Păi sunt foarte blânde. Ai mai bun pentru infractori? Păi da. Păi, păi ne spune din punct de vedere al cetățeanul cetățeanului cinstit, onest. Păi și al cetățeanului cinstit, domnul Petrică. Păi uite, domnule, la 215 era în 6 luni la 12 ani, 3 luni la 15 ani, da. 10 ani la 20 de ani. Și acum la aliniat unul maximul 3 ani și acum deci la alineat... nu, nu, Păi da, dar n-au prins cumva curaj astfel de persoane răufăcătoare, rău intenționate, ai să zici Dumneavoastră credeți că pe vremea acestui cod penal nu existau excroci? Da, existau, pentru da, că ce am noi ultimul reportaj era pe vremea vechiului cod. Poate erau mai mulți. Mm. Bun. În asta e primul rând și în al doilea rând se pot împăca oamenii. Aici, Acum, aici împăcarea e, o, e, o, chestiune bună că îți dă o șansă a... să te îndrepți. O poți face în orice condiții. Ori îi dai bani înapoi și te iartă, ori nu îi dai, dar iartă. Normal împăcarea, cum am învățat, nu e necondiționată teoretic. Bineînțeles. Practic, bineînțeles că nu e așa. Nu. Dar eu sincer iară sunt sceptic că un astfel de... Să nu de dezvolt, mă rog, nu de dezvolt, neapărat dezvoltatorii mobili, o astfel de persoană care îți înșală încrederea, e dispusă după aceea să se împace. Cred că e exact ca și statul, că ni să ți dea ceva înapoi. Păi, îți da, pace. Pentru că el nu lua nu știu câte sute de milioane de euro. Și poate mai face rost. Cum au fost la bătrânii ăștia, 220 de milioane mai. Dar când e vorba de credite de 5 milioane de euro de la bancă pe acte false, nu știu de unde îi mai dai înapoi ca banca să te ierte. Domnul Bleacu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sper ca telespectatorii să fi învățat ceva și să fie din ce în ce mai puține astfel de fapte, ce bineînțeles, e o utopie, da? Noi sperăm, speranța moare ultima. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția acordată, încă o dată mulțumesc distinsului nostru invitat. Și până la o nouă ediție a emisiunii Toxor Juridic, să auzi numai de bine, o seară minunată, noapte bună.